Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine, expertul în marketing, Laurent Balint Mulțumesc că ești aici Salut Cătălin Vorbim astăzi despre această furtună care este chat GPT Și care a luat lumea, poate nu prin surprindere, dar emoția declanșată de el este atât de mare încât merită să ne uităm. Și ne uităm din perspectivele pe care le face programul nostru Out of the Box, adică îl punem la încercare, vedem unghiuri noi și vedem dacă e desperiat sau poate e o unealtă miraculoasă pe care am așteptat-o ani de zile. Așadar, chat GPT, locuri de muncă și perspective asupra meseriilor noastre, nu? Cam aici suntem astăzi. Da, începând de la cum l-am descoperit pe ChatGPT, GPT totuși. Și trebuie să recunosc că n-am mai avut senzația asta din 1998 când am descoperit internetul. Și am avut momentul în care prima dată am dat de internet www. și am început să descoper internetul, la fel cu ChatGPT, GPT. Când m-am așezat și am început să comunic cu el, am avut exact aceeași senzație, aceeași bucurie, aceeași descoperire. Mi se părea așa că apar... Lucruri după lucruri, după lucruri, după lucruri la care nu mă gândise și pe care le descopeream. Ai ajuns să comunici cu el, ai zis. O, da. Nu puteam să avem oricum emisiunea de astăzi dacă nu petreceam ceva timp cu cea GPT. Am început într-o discuție cu băiatul meu, care a venit și mi-a zis că a lansat cea GPT 4, dar acum trebuie să plătești. Și m-am gândit, la 18 ani ar trebui să fie la curent cu tot ce mișcă, plătește 20 de euro pe lună cât e. Zic, joacă-te cu el, intră cu el, petrece timp, înțelege-l tot. Zic, dar dăm și mie parola. Și am început. Și am început și acum când mă uit, eu am petrecut 50-60 de ore, cred că deja. Mult mai mult decât a petrecut Ștefan. Dar pentru că am descoperit și descoper în continuu lucruri tari și interesante la el. Imediat o să vorbim despre lucrurile tari și interesante pe care le-ai descoperit tu muncind cu el. Uh -huh. Dar observație, nu întâmplător ți-am zis el, el, pentru că tu îmi spusese un lucru. Deci, cine este ce? Eu, eu o consider ea, yeah, pentru că este o inteligență artificială. Adică, avem o inteligență artificială, două inteligențe artificiale. Cei mai mulți oameni vorbesc cu el. Uh, cred că este greșit, pentru că, dacă este să respectăm ceea ce este cu adevărat cea GPT, este o inteligență artificială. Atunci, trebuie să. Vorbim despre ea. Pentru cine n-a auzit sau n-a lucrat, este o inteligență artificială care poate aduna atât de multe date încât să lucreze în locul tău. Nu numai că le adună, dar le și pune în pagină. Adică ai nevoie să scrii o prezentare pentru un tip de lucrare. N-ar zice de diplomă, da, dar pentru o prezentare uh -huh. la muncă. Ai nevoie să adresezi niște întrebări unei părți, ai nevoie de niște date, să-ți fac o sinteză. E util pentru, știu eu, copywriter, oameni care lucrează în presă, oameni care scriu foarte mult, ție, lor, am balint la ce ți-a fost util? Niem este un partener de discuții. Deci, este un partener de discuții foarte elevat, la un nivel foarte ridicat, cu care pot să am niște discuții foarte profunde pe o serie de subiecte și care mă ajută pe mine să înțeleg și îmi deschide niște perspective rapid, dar nu înlocuiește gândirea mea. E că este ca în orice discuție cu un partener, trebuie să fie doi parteneri la masă. Și deci atunci, practic, toată discuția depinde foarte mult și de ceea ce zic eu, ceea ce, de interacțiunea mea cu ea. Deci dacă încep o discuție, primul răspuns de regulă este general, civilizat, ok. Poți să un fragment din uh, răspuns și merge mai departe, merge mai departe, merge mai departe și face, are o capacitate de analiză incredibilă, îți, uh, sintetizează lucrurile uh, foarte bine și foarte eficient și te ajută pe tine să gândești mai bine. Asta este una dintre concluziile mele după primele zeci de ore. În timp, ce? o să descoperim mai multe. Nu este o meditație, deci nu este o meditație. Nu e cineva care vine și te meditează și te dă așa, mură în gură ceea ce ai. Ci este un partener de discuții și cineva cu care tu crești foarte mult. Spunem ce ai făcut în mod direct în meseria ta, în marketing cu ah. el. Adică la no. ce l-ai folosit ca să înțeleagă lumea? Ultima chestie a fost acum două serii, în care i am scris un mesaj. Am zis, suntem la Sibiu, avem meci România-Germania la Under 21. Avem un sistem de sonorizare care n-a fost testat cu 12.000 de oameni pe Wi-Fi, wireless, cu 12.000 de telefoane în tribună și s-ar putea să avem probleme de interferență sau cea. ce? Ce-mi recomand să facem? Și m-a dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lucruri, 6 tehnice lucruri pe care să le uh, să, de care să ai grijă. Un al șaptele a fost să invităm publicul să treacă telefoanele pe modelul uh, avion, astfel încât să nu asta mai... E, tref... asta e destul de greu, dragă. Da, probabil că n-ar fi făcut-o, dar măcar da. ca idee, Așa, și a opta să avem o portavoce, pentru că s-ar putea să nu funcționeze, și portavocea să fie backup, și atunci vorbești la portavoce și ai rezolvat. Ce a fost o discuție foarte practică, am această problemă, ce îmi recomand să fac, la ce ar trebui să mă uit. Da, pentru cineva care spune, Hai, mă că la asta ne gândeam și noi, în câte secunde ți-a dat răspunsul? În vreo 20 de secunde. În 20 da. de secunde ți-a gândit 8 variante. Da, 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 ceea ce la nivelul unui grup de oameni ar fi luat. Mult mai și mult. un nivel de expertiză ridicat. Adică, eu practic sunt a tehnic și nu știu la ce să mă uit în situațiile acestea și am avut un stat foarte bun de pornire. Am avut alte lucruri. Noi am avut o emisiune despre cartea lui Harry, prințul moștenitor al. Da. unul dintre prinții Marii și acolo povesteam despre dificultățile pe care le-a avut fiind într-o instituție. Și am zis, păi, fiam, pornind pornit la discuția mea cu Cătălin, scriem și mie un articol, te rog frumos, despre hambal și tinerii handbaliști în hambalul românesc. Și pot să citesc un fragment din ce a scris. Da. Ia, da. Deci, practic, e semnat ChatGPT. Ca și în cazul lui Harry, alegerea de a se dedica handballului nu este întotdeauna o decizie personală, ci poate fi influențată de mediul înconjurător și de presiunea de a face parte dintr-o tradiție și o cultură. În handball, tinerii jucători sunt adesea angajați cu ghilimele ascris în sistemul sportiv încă de mici, fără să aibă neapărat ocazia de a explora și alte opțiuni sau de a se întreba dacă acesta este cu adevărat sportul pe care și-l doresc. La fel ca și în cazul lui Harry, aceasta poate duce la o potrivire perfectă sau la un dezastru în funcție de personalitatea și abilității fiecărui jucător. Unii pot găsi succesul și satisfacția în handball, în timp ce alții ar putea fi mai potriviți pentru alte sporturi sau activități. Este esențial să recunoaștem că, deși handball este sport național al României și o sursă de mândrie și inspirație pentru mulți, nu este o potrivire perfectă pentru toată lumea. La fel ca Heidi în familia regală, unii jucători de handbal pot ajunge să se simtă prizonieri într-un sistem care nu le permite să-și exploreze pasiunile și interesele. Foarte interesant, un pic artificial, simt un pic de artificial acolo, dar de aia e inteligența artificială, cea GPT, dar ideile sunt corecte și oricum ideea năstrușnică. Da dă-ne un, dă unul dintre noi și spune fă o comparație între Prințul Heri și handbalul românesc, să vă uita un pic cruciș la tine, dar puteți explora cu chat GPT tot felul de idei și eu îl folosesc pentru tot felul de programe, tot felul de proiecte. Uite, poate ar fi fost bine, la asta nu m-am gândit azi, să văd ce întrebări ți-ar fi pus chat GPT astăzi în programul nostru. Una, mai vrei să adaugi un exemplu, înainte de a trece mai departe, că am ceva de spus aici. No, spune tu că Wall Street Journal în dimineața în care noi înregistrăm publică un studiu mai amănunțit, de fapt primul studiu pe care sau care a fost făcut despre inteligențele artificiale și viitoarele locuri de muncă, este făcut de Universitatea din Pennsylvania, din Pennsylvania și și de, și de chiar de organizația care face acest Open AI, da? Și au fost întrebați, mă rog, și s-au analizat diverse, diverse zone. Uh, care sunt meseriile cele mai uh, amenințate. Jumătate din posturile de uh, contabilitate. Da? Uh -huh. Pe care Char GPT, Char GPT știe și începe să facă această muncă mult mai ușor uh, în materie de tehnologie. Uh, și după care urmează o listă care te va surprinde, sigur. Matematicieni, interpreți, adică traducători de o parte și de alta, scriitori și totul se duce până la 20% din forța de muncă prezentă în Statele Unite în acest moment. Uh, unealta, spun ei, a dus la o frenezie în companii, școli, sectoare guvernamentale... Și în zone în care lumea are de lucru cu foarte multe date. Există și un. mă rog, există la coadă diverse zone care sunt realmente tehnice și care nu pot fi atinse de chat GPT, adică bucătari mecanici de motocicletă, precizează, și de asemenea cei care lucrează în companii, companii de petrol și, și gaze, de exemplu. Dar, în ceea ce privește rolurile de procesare, specialiștii în relații publice, reporteri, adaugă studiul acesta, dar și ingineri de blockchain... Monede. Mă rog, eu mă gândesc la monede, dar blockchain e o tehnologie mai specială. Sunt amenințați de apariția acestei inteligențe artificiale. Cum simți lucrul ăsta? E, tu ai spus 30% din forța de muncă, sau 20% va rămâne sau va fi afectată? Va fi afectată. Deci, e vorba de faptul că 80% va rămâne. Practic, ceea ce vine vine în completare, așa are nevoie de oameni. Deocamdată, cel puțin la stadiul la care suntem astăzi. Și asta mă amintește de o mare companie din România care m-a invitat acum 5 ani, că tu ai spus la început emisiunii că n-a fost o surpriză neapărat apariția lor. Nu, nu era o surpriză, știam că vine. În urmă cu 5 ani m-a invitat să țin un curs de marketing sportiv cu 300 de angajați din departamentul financiar al lor. Și de ce marketing sportiv? Cu... Și mi-au explicat așa. Zis, la început, la șah, a fost om contra om. Apoi a apărut computerul și a fost om contra computer după care am pus computer contra computer. Astăzi, foarte interesant, sunt jocurile de șah în care omul cu computerul joacă împotriva unui alt om cu computerul lui. Și nu câștigă întotdeauna cel mai bun șahist. Adică eu cu computerul meu, ta cu computerul tău, nu înseamnă că cel mai bun șahist dintre noi va câștiga, ci va câștiga cel care este capabil să conlucreze cu computerul și să ia deciziile pe mâna computerului sau să treacă peste computer și să ia deciziile cum simte el. Și atunci, practic, ne mutăm într-o perioadă pe aceste meserii pe care le-ai descris, în care va trebui să lucrăm cu computer. De aici a fost și decizia mea foarte rapidă de a încuraja pe băiatul meu. Intră pe ChatGPT, lucrează cu el, discută, înțelege ce poate să facă, pentru că va trebui să poți să lucrezi cu el. Nu mi-e frică că mama s-ar putea să copieze temele sau ceva. Asta ține de educație, de dorința lui de a învăța, de a se dezvolta. Dacă vrea să trișeze, are atâtea metode de a trișa. Să spunem, este... să facem această observație, a că dacă ai teme de făcut cel puțin în zona liceală și acces la aceasta unealtă care e gratuită, ceea ce spui tu, 20 de dolari, este pă, modelul, nivelul, superior. nivelul superior, dar poți să-l folosești gratuit. Deci, și în limba română și în limba engleză la fel de cursiv. Exact. Nu mai ai de ce să faci teme. Poți doar să stai de vorbă cu computerul care îți livrează teme. Acest ChatGPT GPT asta face. Livrează teme de școală la un nivel Impecabil. Și aici va veni provocarea pentru profesorii din toată, de pe toată planeta: să învețe, să se adapteze la noua realitate și să știe să, că este parte din viața noastră. Adică, n-ai cum să-l închizi, n-ai cum să-l elimini. Nici măcar nu poți să pedepsești pe un copil sau un adolescent sau un lucrător care lucrează cu cea GPT, să-i pedepsești când e vorba mm -hmm. de un adult, să-i contractul pentru că îți dă. Idei valoroase în această întâlnire. Și atunci, întrebarea care se pune este: cum se de fapt, competența umană atunci când este asistată de, acestă, de această inteligență artificială? Pe nu... zice că vom învăța, adică suntem pe un teritoriu nou. Nu am avut niciodată o astfel de unealtă la dispoziția noastră. Important este să, să nu fugim de ea, să nu ne ferim de ea, ci să fim parte din primul val care îl adoptă și care învață să. Există un consorțiu, să zicem, de oameni de afaceri importanți, inclusiv Elon Musk, care au cerut un moratoriu de dezvoltare șase luni. Despre ideea asta ce crezi, Loran Balint? Poate cât să-i ascult și să iau în serios ceea ce zic, o introducere prea rapidă s-ar putea să deterioreze, să aibă un efect negativ foarte mare și practic ar trebui cumva gândit cum ajungem să trăim împreună cu ceea ce s-a dezvoltat. Deci n-am o părere clară pe subiect, nu am pentru că nu uh, sunt specialist, dar nu sunt împotriva. Adică cred că uh, e ceva de discutat și de luat foarte în serios. Loran Balint este expert în marketing, asistat de o inteligență artificială mai nou. Programul ăsta rămâne omenesc. Loran Balint 2.0, <gătrui> 2.0. Da, încercăm să ne adaptăm, să trăim la o altă cu noua tehnologie. Ne întoarcem săptămânile viitoare cu două discuții care țin de masiv de comunicare. Dacă ești om de afaceri, politician, lucrezi în administrație sau pur și simplu ai lucruri de comunicat în legătură cu ceea ce faci tu, cred că este foarte bine să ne asculți pentru că avem două întrebări. De ce te-aș crede și cum fac eu ca mesajul meu să fie mai bine auzit? Acesta a fost Out of the Box de astăzi. Ne auzim într-o săptămână. Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.